Ana Maria se numără printre fetele care au profitat de petrecerea burlăcițelor din plin, iar starea ei de bine era cât se poate de explicabilă. Iubitul meu, logodnic, Bogdan. Vreau și eu un pahar de făcut. Hai doar mă să știu. Tricou ăsta pe mine. Poftim? Tricou ăsta nu sunt poc deloc. Mai e ăsta pe mine. Are poseară? Da? Ok. O să pun peste tine? Da, después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno. No se muera y un antes del desayuno. Ce faci, Ana? Veni să stulburi din ăștia sufletească. Ți-e cald, de ce nu te arunci în piscină? O să mă arăt complet, este cald, că sunt aici de fete frumoase și știi cum e. Stai, ți-a trecut jos, Ana? Nu. Păi mă gândesc și eu la cum te-ai urcat pe Ana. N-ai bani să nu-ți fie cald. Da, ultima petrecere în calitate de femeie nepălitate. Cri, cri, cri. Vom vedea. Va urma. Dar poți să mă legi la sutien, te rog frumos? Da, cum că tot eu m-am întrebat. Și că nu te las. Vine nu te las. Mulțumesc. Faci masaj? Păi acum asta, am să zic că-s toată una. Stai. Ce? Să-ți văd și eu ce ochi erai. O căprui. Vreau să căpruie ce alba. Bun, deci, faci masaj? Face, cum face. Dacă te poți să mai deschid. Da. Am zis-o mai întâi că te-am deschis odată. Da, ce să faci masaj? Da, mai fac. Ce băieți mincinoși. De ce? Ba, chiar îți place frumos, da? De ce? Nu se vede că ba da, ba da, fac bine. În general că băieților nu le place. Tu eu n-am urmă. Vreau să mă sun. Da. Nu mi-am adus de schimb. Știi, fetele mereu sau băieții mi-au cu dume de genul. A, îmi place. A, Maria. Trebuie să se facă la dublu, la triplu masaj. Da, da, da. Bravo. De unde ai știut? Mă gândesc. Totdeauna e loc de mai bine. Totdeauna. Tot timp. De ore ești la masaj, Bogdan știe? Tu, nu? Da, e ok. I-aș mai fi stat, da. Of! Of! Numărul ți-l pot lăsa eu după. Tu nu mi-ai făcut masaj. Băi nu, ți-l las numărul lui, de aia zic. Mulțumesc. Mai bine.
că ne-ai roșit iar. Cred că. Zi, Bogdan. Nici o treabă. Ui, v-am mai zis, știu ce femeie am lângă mine, nu-mi fac griji. Chiar nu-i cazul. Nu mi-am făcut și nici nu o să-mi fac. Dom'le, omul a plusat, adică poți să mă sui pe tine? Păi am zis, ori face, ori nu face. Păi ori faci cum trebuie, ori îmi dai pace. Dar am spus că Bogdan face mai bine, adică... A, da, asta nu s-a dat. Nu s-a dat, nu s-a dat. Dar s-a spus, auziți. Da, tu, dacă ai fost în locul lui Bogdan... Stai că s-a schimbat la față, i-a picat zâmbetul. Eu am fost atent la o chestie, a spus Ana. Ia. Ultima petrecere în calitate de femeie singură, adică a anunțat ceva. Nemăritată. Nemăritată. O vânai pe Maria în toate cadrele de acolo. Am spus că rămâne de văzut. Rămâne de văzut, da. N-am... Nu comentez. E surpriza, va fi surpriza sezonului, da, vedem. O să aflăm pe 1 august, dar eu, dacă eu nu întreb, tu de ce întrebi? Pentru că a spus ea acolo și... Păi adică nu se mai ai petreceri până atunci. Da, nu prea. Da, și o vânam pe Maria. Normal că mă uit după Maria peste tot. Nu numai acolo. Am stătea băiatul ăla. Doar ea mea. Cum? Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Să fie rușine, nu știam pe niciunul cum îl cheamă. Numai Alina știa că de la au venit așa, da, unul după celălalt. Da, nu știam. Da? Au venit atunci prea repede și au vorbit în ce nu s-au auzit. Stai că spun eu cum îl chema. Da. Dan îl chema. Mi-a fost rușine al Mariei? Da. Pe al meu? Al meu îl cheamă. Ei, e ca să... Vă... Nu, băiatul cu care ai stat tu de vorbă. Băiatul care ai dansat. Lasă că a stat de așa, vorbă. Așa, dansat. Hai că s-au pupat ca să fie tot ok. Da, tot e ok. Și înainte a fost și acum. Da. Dar stai să întreb și pe doamna Daniela, că și Cosmina a primit masaj. E ok? Foarte. Da? Chiar i-am și zis înainte să plece, să nu fugă, să distreze. Păi și atunci ce tot zice? Cu bunii, cu nu știu păi ce? Păi ea e cu bunii, dar eu i-am zis mereu. Ți-am zis înainte să pleci, să nu te văd că fugi pe acolo sau... Deci nu știam de masoartă, știam, mă gândeam că poate vin stripper. Și zic să nu fugi, să dai din colț în colț, să distrezi. La stripper fugeam și dacă se uita bunii și dacă... Păi iar, dar eu i-am zis dinainte. Nu știu, cred că eu cred că bunii este mai open-minded decât îți imaginezi tu. Aș spera. Deși știu, îi cunosc pe ai mei și sunt puțin pudici. Din multe puncte. Din adică multe ți-a spus ceva, mama, nu mai face nu știu ce, nu mai... Nu am primit niciun fel de mesaj de genul, să nu mai fac sau să nu mă comport. Păi și atunci trăiește clipa, că... Eu trăiesc clipa, chiar o trăiesc, doar că cu anumite rezerve referitoare la un comportament pe care chiar nu cred că... Nu știu, nu mă reprezintă pe mine ca persoană. Da, dar pe de altă parte nimeni de aici din casă n-a sărit calul acum pe bune. Nu a sărit chiar calul, eu știu. Ați fost foarte ok. Până acum. Cine știe ce? De bunie e voia. Cel mai mult cum s-a comportat. De cine? De Ana. De Ana? Da. Ia uzi, Ana, primește Oscarul de la doamna Ana Daniela. Chiar a fost pe placul meu. Și eu dacă eram în locul ei, la fel m-a comportat. De acord, doamna Ioana? Nu știu, pentru altele eu spun părerea mea. A fost o petrecere care se... între fete. Mm-hmm.